Brigitte Sfătuș vede de căsnicia ei cu Florin Pastramă și nu o mai interesează deloc trecutul, sau ce probleme ar avea foștii săi parteneri de viață. Ovidiu Torj, fostul soț al Brigittei Sfăt, are probleme serioase de sănătate. În premieră, Vogue. Ro a dezvăluit, săptămâna trecută, că bărbatul, recent eliberat din închisoare, Sara, l-a internat într-o unitate medicală din zona Cernăuți, Ucraina. Mișoreanul nu și-a anunțat prietenii că merge în Ucraina, însă a postat un mesaj pe contul lui de socializare în care îi anunța că se simte în siguranță la un spital din zonă. Imediat au venit mesajele din mediul virtual în care bărbatul a fost întrebat de starea lui de sănătate. Am avut niște probleme. Acum sunt ok, virgulele a transmis Ovidiu Torj. Brigitte Sfăt nu este afectată de boala fostului ei soț, ce a făcut vedeta la un eveniment. În mod surprinzător, în seara în care au apărut informațiile referitoarele la starea precară de sănătate a afaceristului, Brigitte Sfăt a apărut la brațul lui Florin Pastramă la un eveniment mondan, extrem de relaxată și de fericită. Imediat, toată lumea prezentă la fața locului s-a întrebat dacă Brigitte Sfăt nu este afectată de boala fostului ei soț, mai ales că ea era ravisantă. Ei bine, se pare că nu, fiindcă, vedetă, îmbrăcată într-o rochie fabuloasă, neagră, șocant de transparentă, era cu ochii doar la tuatul bărbat, îi zâmbea și nu-l pierdea din privire. Se vede că îl iubește pe Pastramă, nu o mai interesează nimeni altcineva. Florin este viața ei acum, virgule, au spus oameni invitați la gala excelenței și performanței. Citește cine este cu adevărat Ovidiu Torj, fostul soț al lui Brigitte, ex-fetele.